Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca spunea că s-a întors acum o oră, practic a ajuns la radio, venind direct de la Londra. Practic, da. Luton, ai avut invitație? Cu Charles. Ai avut invitație? Ai stat lângă Lionel Richie și Katy Perry acolo? Nu. Ai dat și tu un hanorac lui Charles. Când lucrează în grădină la Visky, să aibă și hanorac cu Europa FM. Să știi că m-am gândit, dar însă îi trimitem că n-are rost să mă încarc pe drum. Îi trimitem la Visky. Mm-hmm. Îi trimitem. Ăștia sunt mai serios și adresa mai mică la Buckingham Hall se mai rătăcește. Culoare, mă. Trimitem de la alb. E bine, mai bine. Mm-hmm. Genul. Eu am fost la Londra că a fost ieri ziua Oanei, soția. Să trăiască soția. Mulțumesc. La mulți ani. Și am luat bilete creștinește din februarie. Când fără nu să știu. Cei cu Charles. Da. Doar am remarcat că sunt foarte scumpe cazările. Zic, mamă, ce scumpetei la Londra. Dar între timp și prețul cazărilor a scăzut. Am și acolo stat civilizat. Cum a fost? Domnule, era foarte frumos. Ai primit și tu picnic de la gratuit. Vineri, plăcintă de aia englezească de carton. Vineri m-am plimbat pe la Buckingham pe acolo. Da. Și era plin de entuziaști ai monarhiei. Veniți cu corturi. Am văzut cort de stat în picioare, n-am mai văzut niciodată până acum. Deci un cort. Cum de stat practic, în picioare? Da, mă, avea un scaun ca de bar. Așa? Știi? Și cortul ăla era îmbrăca acest scaun, practic. Tu. Adică tu stăteai, da, stăteai pe scaun cu cortul ăla. Era un soi de umbrelă mai mult. Exact, ceva de genul ăsta. Foarte mulți îmbrăcați în culorile Marii Britanii, entuziasm mare de tot, am fost, am văzut care-i treaba, mi-am făcut o socoteală, zic gata, știu mâine pe unde venim. Și trebuia să înceapă la 10 dimineața festivitatea sâmbătă și noi am plecat civilizat de la hotel la 9:30 să mergem la festivitate la Tang. Oare veni, că știam... Ce ai zis? Nu s-o mai fi gândit nimeni să fac asta. Nu, dar pe mine mă interesa să-i trag un besos cu Charles, să-i zic să, să-ți meargă bine și îmi vedeam de treabă. Nu sunt așa festivist. Ai noroc, boss! Să trăiești, să Charlie! Să trăiești, coane! Da. Dar nu s-a potrivit că oamenii între timp au pus niște panouri metalice. N-are cum. Și scria peste tot că e traseul full și mergeți către ecran. În Hyde Park, parcul mare din Londra, era un ecran de ăsta. Ca herăstrăul nostru. Da. Mare, exact. Și lumea mergea încolo, ploua mărunt. Atmosfera era de înviere, sincer. Adică dacă la noi ar fi, imaginați-vă, învierea, să zicem că ar fi în toată România, organizată doar de la Catedrala Mântuirii Neamului din București, pe un parcurs până la Patriarhie. Cam ăsta-i drumul lui Charles de la Buckingham la Westminster. Da. Și ar veni toată lumea credincioși din țară cu corturile de cu seara. Și a doua zi lumea în București s-ar porni să ia lumină. Și o sarma. De la biserică. Asta era atmosfera. Deci mergea lume, și din ce în ce se aduna mai multă lume. Am ajuns în par, până am ajuns în par, deja ploua cu găleata. Și ne-am uitat un pic la ecranul la 10 minute și asta a fost în coronare. Gata? Da. Altfel frumos, la liber. La televizor a durat mai mult. Să știi că din cauza ploii n-am răbdat. Am zis că îl văd în reluare. Așa. Și ce crezi? A? Urmă seara am fost la musical la Mamma Mia, foarte mișto. Acum vreau să-l văd și pe ăsta de la noi, că sunt curios. Da. Stai puțin, asta este un subiect în sine cu Mamma Mia. Asta este un fenomen pe care eu nu-l înțeleg. Și eu am fost târât să văd acest film. Nu mai știu care, unul sau doi. Da. Ione l-a văzut cu prietenele ei, cred că de 4 sau 5 ori. De musical am scăpat. Dar tu înțeleg că te-ai dus la Londra să vezi musical. Da, și vrea să vadă și varianta românească. Da, pe ăsta a fost cadou Oanei. Ziua ei. E foarte frumos. Chiar e foarte mișto spectacol. Ți-a plăcut mult? Da. Și pe urmă am revenit la hotel, m-am uitat la televizor. Dar cu doamna Loredana l-ai văzut? Nu vreau să-l văd, să fac comparații. Și cu Horia Brenciu, îți dai seama că e bombă. Poate te faci un turneu european să vezi Mamma Mia. Vezi și varianta nemțească? Da, da. Nu ții și vreo mașină? Când am revenit la hotel, zic, hai mă să văd ce a făcut ce-a făcut Charles. Da. Ce crezi? Ea pe BBC dădeau pe un post, erau desene animate, pe unul era un film cu Nicolas Cage. Așa? Și pe altul era Guardianii Galaxiei. Adică nici un pic de respect. Îți dai seama, dacă era la noi, era pe toate posturile 5 zile în reloare. Cu titluri, îți dai seama cum erau titlurile. Da, discuții. La România TV și la Digi, adică diferențele de abordare. Și ieri am revenit acasă. Da. Adică ieri, acum 2 ore. Dar de ce ai revenit așa târziu? Ce se întâmplă? Eu aveam zborul de întoarcere la 7:30 cu Wizz Air, compania noastră națională. Practic, când am ajuns în aeroport, erau 6 zboruri la Suceava,
Iași, București, Cluj, Timișoara, toate Wizz. Deci, practic. Compania națională ce e. Aeroportul era tixit de români. Altfel, da. Foarte mulți români în Londra. Vă jur, la 10 minute auzeam vorbindu-se limba română. Anglia. Că erau turiști, că erau oameni care munceau acolo, nu contează. Suntem foarte mulți, clar, la Londra. Acasă. În fine. Da. Aveam avion la 7:30 seara, dimineață am primit mesaj că e amânat până la 9:20, civilizat. M-am bucurat mult. 2 ore în plus de Londra, da. Bombă. Pe urmă a mai venit un mesaj mai pe după masă că s-a mai amânat puține la 21:50. Mm-hmm. Și zic, băi, n-ai biștea, cum fac să stea în alea 3 ore ca să nu plătească despăgubiri? Că peste 3 ore, potrivit normele europene, trebuie să plătească despăgubiri. Și nu avea emoția asta, hai încă 10 minute de întârziere, hai încă 10 minute de întârziere? Sincer, nu. Dar eu m-am bucurat că mai fiind din Londra. În fine, și am ajuns în avion, ne-am îmbarcat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că am mai întârziat încă o oră, că n-a venit mașinuța care să tragă avionul de acolo. Ai ți-ai scos banii! Eu m-am bucurat, eram câte? 400 de euro, e, nu? Habar n-am, nu știu, trebuie să mă pun la curent, că nu știu detalii. Cert e că eram singurul din avion care eram fericit. Oamenii înjurau, a ieșit Iureș, a venit poliția, l-a luat pe unul care a zis că îi dă un pumn stewardezii, că el a pierdut nunta. Că femeile și-au cerut scuze stewardezele. Asta e fenomenul casiera de la supermarket, știi, pe da, care își varsă exact. Năduful oamenii. Uh-huh. Așa și ele, fetele au zis, domnule, și noi suntem plecate de acasă de 9 ore, vrem să ajungem acasă, ne pare rău, n-a venit mașina care să-mi stai prindă. Stai că te bat, că din cauza ta mă vă rugăm să stați relaxați, da, și la domne, că dacă îți dau una, că eu am pierdut nunta, că nu știu ce, în spatele meu, o doamnă trecută de 70 de ani, țipa, că suntem femei bătrâni, nu știu ce, și aia stați relaxați. La vreo jumătate de oră îi sună telefonul, răspunde femeia, da, mamă. Ce să fac? Uite, mă relaxez în avion. Bună și ea. Zice, auzi că trebuie să vină o mașină să împing avionul. Tu ai mai auzit, mamă, dar așa ceva mașini de-astea care împing avioane? Da. Că eu cred că ăștia ne-au la mișto. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.